Tocăm păr. Vă rog, domnul Popescu. Terminăm. Știm că avem anumiți parlamentari, aleși de popor și astea anumiți români. Nu putem izola Parlamentul României de orice legătură cu exteriorul, pentru că avem niște oameni cu care noi nu suntem de acord. Dar unii români sunt, pentru că i-au ales. Da. Acesta este Parlamentul României și e o oglindă a societății românești. De din 2020, mă rog, acum poate să fie puțin diferită, dar... O să fie mai greu. Parlamentul. Diferit, adică până la urmă, cine își asumă o discuție cu Parlamentul României, adică o alocuțină, își asumă compoziția Parlamentului nostru. Da. Cu siguranță era o mare majoritate care susține demersurile Ucraine de eliberare de cotropitorii ruși. Nu ar fi fost probleme majore. Sigur că doamna Șoșoacă nu ratează niciun moment să-și facă reclamă, să fie stridentă. Să creatoarea de conținut. Un politician normal nu le-ar face, dar dânsa le face pentru că atrage atenția și iată că și noi acum vorbim despre dânsa, chiar dacă nu a venit... Păi omul zilei, cum să nu vorbim? Astăzi doamna Șoșoacă a venit cu niște hărți cu România Mare, probabil neștiind istorie, poate este un bun avocat, dar ne-a zis că sunt niște zone românești care au fost luate de Ucraina. Nu, chiar prietenii dânsii rușii au luat acele părți din România, nu Ucraina. Că prin asta e ironia situației în care se află, dar femeia asta este într-o continuă situație Uniunea stupidă. Sovietică a luat acele părți din România. Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică. Păi da, cine conducea? Unde era? Unde da, era? Uniunea Sovietică. Păi și de unde era condusă Uniunea Sovietică? Nu era de la Moscova condusă? Era. Domnul Moșteanu,